Suntem, domnule Negrescu, în plină campanie de vaccinare. De fapt, suntem în cea de-a doua etapă a campaniei de vaccinare. O etapă pornită cu stângul, cel puțin dacă ne uităm la cozile care s-au format la Institutul Marius Nasta. Ieri am văzut și la Romexpo. Dumneavoastră, cum vedeți toată această situație? Este clar că am început o nouă etapă fără să fim pregătiți pentru ea. Asta înseamnă că nu avem suficiente centre, înseamnă că nu avem suficient personal medical care a fost implicat în proces. Asta înseamnă că organizarea este deficitară și mai ales acest lucru arată faptul că actualul guvern, din păcate, în opinia mea, a tratat superficial acest proces de vaccinare. Acum există și părți bune. Partea bună este că din ce în ce mai mulți români doresc să se vaccineze și evident este rolul statului, rolul guvernului, să răspundă pozitiv la această dorință a românilor, oferind facilități și o infrastructură adecvată. Faptul că s-a întârziat decizia privind rolul autorităților locale, faptul că s-a întârziat bugetarea alocării financiare pentru autoritățile locale a condus la situația în care ne aflăm astăzi. Deci, iată, ce s-a spus mai devreme, în urmă cu câteva luni, acel apel al autorităților locale de a fi implicate direct, a fost corect. Și sper că, în cel mai scurt timp, să rezolvăm această problemă. De cealaltă parte, au tot mai multe voci din partea unor experți în domeniu care pun sub semnul întrebării numărul de vaccinuri disponibile la nivel național pentru realizarea acestui proces de vaccinare, dar mai ales pentru a asigura o cantitate suficientă pentru rapel, pentru a doua vaccinare. Ori și aici, eu cred că autoritățile nu trebuie să se joace cu acest lucru, trebuie să fie foarte atente. Știu că au dorit să crească capacitatea, dar să crești capacitatea doar pe sistemul de programare nu e suficient. Trebuie să te asiguri că ai resursele necesare și evident că ai totul foarte, foarte bine organizat, adică nu cu o platformă care pică, nu cu oameni care stau la coadă, adică vedem situațiile dificile și am văzut inclusiv Israelul, care a făcut o campanie extraordinară de vaccinare, care acum a spus și a transmis acest semnal că prima vaccinare nu oferă siguranță suficientă celor care sunt vaccinați, ceea ce înseamnă că oamenii, atunci când stau la coadă, se află în pericol. Atunci când merg spre a doua vaccinare, de asemenea, se află în pericol și ar trebui să tratăm mult mai serios aceste aspecte. De aceea, și termin cu acest ultim gând. Eu cred că guvernul României a fugit de această responsabilitate. Au aruncat toată responsabilitatea pe umerii Ministerului Apărării și, în mod special, a unui domn doctor Gheorghiță, care încearcă să facă tot ce poate, dar un singur om nu poate schimba lucrurile. Adică e clar că este nevoie de implicarea executivului și asumarea acestei responsabilități. Ori ei, în afară să meargă să ne arate că au tras la fiare și că arată bine la vaccinare, nu am văzut că fac foarte multe lucruri guvernanții. Și aici sper să se schimbe această logică, pentru că în toată lumea guvernul este implicat direct și România trebuie să facem la fel.